Gigi Becali, mărturii șocante despre a moartea lui Petrică Muțu Stoian. Ce știe latifundiarul despre decesul artistului nu are nicio legătură cu clinica. Gigi Becali a făcut o declarație șoc legată de moartea lui Petrică Muțu Stoian. Latifundiarul din Pipera susține că știe care a fost cauza reală a decesului, însă nu vrea să ofere mai multe detalii. El mărturisește însă că nu are nicio legătură moartea cântărețului cu clinica unde se trata. Ancheta în cazul morții lui Petrică Mulțu Stoian ar putea să ia cu totul altă întorsătură, asta deoarece Gigi Becali face declarații șoc legate de decesul mult prea rapid al regretatului cântăreț. Latifundiarul din Pipera susține că știe ce s-a întâmplat, însă nu vrea să ofere mai multe detalii. Gigi Becali face mărturii șocante despre moartea lui Petrică Muțu Stoian. Știe ce i-a provocat decesul? El a precizat că un lucru e cert, iar acela e că Petrică Muțu Stoian nu a murit din cauza terapiei hiperbare de la clinica unde se trata post-COVID-19. El susține că și în clinica pe care o deține există un astfel de tratament, iar acesta nu provoacă în niciun caz decesul. Gigi Becali susține că știe cu exactitate ceea ce a determinat moartea lui Petrică Mățu Stoian, însă evita a da mai multe detalii. Mățu Stoian nu a murit de hiperbară, ci de altceva. Nu pot spune mai multe, gata. Nu a murit din cauza că a intrat în camera hiperbară. Nu pot să vă zic mai multe, puteau să vă zică oamenii care mi-au spus și mie. Dar nu are nicio legătură cu clinica. Nu are rost să discutăm. El nu a murit din cauză la hiperbară. Și eu în clinica mi am cameră hiperbară, a precizat Gigi Becali într-o emisiune TV. Toată lumea vrea să afle adevărul din spatele decesului artistului, însă Gigi Becali a precizat că nici măcar anchetatorilor nu le va da detalii despre ceea ce cunoaște. El a mărturisit că dacă va fi audiat cu privire la acest caz, el va spune că nu își mai amintește, totul pentru a nu implica și alte persoane. Le zic că nu mai țin minte, că altfel aș implica și alte persoane, a mai spus Gigi Becali. Petrică Mățu Stoian a fost înmormântat miercurea trecută în fața peste 2000 de oameni. El își doarme somnul de veci în Craiova, Acolo unde avea deja pregătit cavul și unde s-a asigurat că totul e finalizat, cu doar o săptămână înainte de a pleca dintre noi.